nu suntem diferiți cu nimic. Noi suntem încă un brand de haine, dar eu îmi recunosc clientul meu de la distanță. Deci doamna intră la mine pe ușă în showroom și eu știu că ea este sau nu este clienta mea. Hainele brașoveanca aleg femeile care neapărat au activitate, neapărat fac ceva. Deci sunt femeile ambițioase, în primul rând, sunt femeile puternice, sunt femeile interesate de tot ce se întâmplă în jurul lor și sunt femeile în care le place să arate bine și să se simte confortabil arătând bine, să aibă confort. Afacerea a fost lansată în 2018, oficial, însă am avut o perioadă de stagnare, deoarece eu am fost într-un concediu de maternitate, după care am revenit în forță cu 2 ani în urmă. Am mers cu pași destul de lenți, cum deja am reușit să adunăm o echipă bună și deja am reușit să avansăm mai în forță. Interesant la ce etapă de dezvoltare suntem acum. Ne căutăm pe noi. Noi acum suntem la etapa de diversificare a produselor. Pentru ca să reușim să ne dezvoltăm mai departe, la moment văd doar 2 oportunități, adică să diversificăm gama de produse și să mărim secția de producere. Noi la moment vrem să ne extindem la noi în țară, noi știm că avem clienții noștri, noi știm că sunt o categorie de femei care le place ceea ce noi facem și noi încercăm anume pe ele să le găsim și ele cumva se poate să ne găsească pe noi și cumva mergem cu pași mici, dar siguri. Showroom-ul și secția de producere sunt aproape una de alta, deoarece după pandemie cumva toți am început să ne îmbrăcăm un pic altfel, toți punem accent pe confort. Hainele, în general, merg mai mult pe stilul office casual. Când analizez tot ce facem noi, mi se pare că ei, mare treabă mai facem și noi. Dar oamenii din jurul nostru văd asta un pic altfel. Eu sunt mândră anume de feedback-ul pe care noi îl primim de la clienți. Pentru mine, pe primul loc, este satisfacția clientului. Eu port absolut tot ce noi producem și le port chiar cu mândrie și mă simt bine ele. Adică pentru mine e important eu să mă simt confortabil și eu cumva foarte mult optez pentru țesături care nu se șifonează. Da, maleta e de la Brașoveanca. Maleta e de la Brașoveanca, da. Cumva lucrurile se schimbă. Mie nu mi se pare greu să faci afaceri în Republica Moldova. Eu consider că pur și simplu trebuie să nu te oprești. Important să ai forța asta de a merge înainte și important să nu te axezi pe problemă, să te axezi pe soluții. Foarte mult timp îmi era fric să-mi extind echipa, anume din motivul că mă gândeam, of, Doamne, de unde am să iau atâția bani pentru salarii. Dar acum cumva am schimbat strategia, atât timp cât este produs, cât produs este calitativ, cât produsul este întrebat pe piață, evident că banii vin și cumva m-am detașat de careva probleme pe care mi le puneam la început. Eu simt cumva comunitatea asta de femei care se formează la noi, care se susțin una pe alta. În general, toate programele de dezvoltare pentru femei EP Moldova, pe care le organizează nu doar ei, dar în general, simți cum ele te împing de la spate. Deci este senzația asta că ele într-una te hai. Și când încerci să te dezvolți la noi în țară, asta este foarte important. Să ai pe cineva în spatele tău care să-ți dea așa câte un șut. Am obținut un grant în urma acceleratorului. Vrem să ne extindem, să mai cumpărăm o imprimantă pentru textile, ceea ce să ne permită să mai avem o metodă de imprimare. Ea vizde. Eu sunt peste tot. Trebuie de delegat, dar eu încă nu pot să fac asta. Eu mă implic în tot, începând de la elaborarea ideii până la achiziționarea țesăturii, primele probe, lucru în atelier, adică vânzări, fotosesii, absolut, deci eu sunt peste tot. Când văd că am transmis o haină sau un produs și văd că clientul îmi scrie și stau și retrăiesc, că cu șo să-mi spună, că nu-i vine, că nu-i place, că nu știu ce. Și când vine cu clientul cu feedback-ul ăsta pozitiv, stau, mă relaxez și spun, hai că e bine, mergem mai departe.